În zilele noastre, chiar dacă ești atent în trafic și conduci regulamentar, tot îți este pusă viața în pericol. De asta și-au dat seama mai mulți pasageri dintr-o mașină care se îndreptau liniștiți către Ploiești, pe centura de vest a orașului. Circulam pe DN-ul dinspre Ploiești spre Brașov și dânsul cu Dacia a traversat dinspre Buda, ne acordăm prioritate. Noi l-am acroșat direct frontal și a zburat mașina pe deasupra. A zburat din partea aia, a zburat pe sus până aici sus, pe bordura aplicată. Imediat la fața locului au sosit polițiștii și o ambulanță pentru a acorda îngrijirile necesare eventualelor victime. Autoturismul Opel de Prahova circula pe DN1 din direcție București către Câmpina, iar la intersecția cu drumul județean către Buda intră în coliziune cu un autoturism Dacia Break de culoare albastră de Prahova, care nu s-a asigurat la traversarea drumului național. Din fericire, șoferul vinovat de producerea accidentului a scăpat ca prin minune și nimeni nu a avut nevoie de ajutorul medicilor. În urma accidentului nu au existat victime omenești, decât ambele autovehicule au fost avariate. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.